Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Berbecul în noiembrie va explora noi orizonturi. Ești în pragul unor schimbări pozitive care vor afecta toate domeniile vieții tale. În viața personală, caută să nu te grăbești, totul are timpul lui. Starea de bine poate înșoa, mai ales în perioada lunii pline și eclipsei de lună din între 7 și 9 noiembrie. Evită hipotermia, crește imunitatea. Pe parcursul lunii, trebuie să fii atentă în timp ce conduci. Evită orice activitate periculoasă. Cele mai importante și responsabile evenimente pentru berbec ar trebui să fie planificate pentru a doua jumătate a lunii noiembrie, când relațiile cu ceilalți se vor desfășura într-un mod pașnic fructuos, iar circumstanțele externe pot decurge destul de bine. Dragoste. La începutul lunii, rudele pot aduce unele necazuri berbecului. Este posibil să fii nevoită să rezolvi un conflict familial, nu ești în niciun caz potrivită pentru rolul de pacificator. Există toate circumstanțele ca în primele două săptămâni să ai parte de grijă pentru rude bolnave, să fii acasă și să dedici timp și efort celor dragi. Celibatarii au șansa să cunoască persoana potrivită. Ești prea ocupată cu persoana ta pentru a fi pregătită pentru o relație serioasă. Dacă la început nu manifestă niciun interes pentru tine, această situație nu va face decât să te provoace. Reprezentanții semnului care au o familie sunt susceptibili de a avea neînțelegeri minore cu persoana iubită, dar ambele părți vor avea mintea și răbdarea să nu aducă problema într-un conflict. Circumstanțele care privesc pe copiii voștri vă pot aduce mai aproape. La sfârșitul lunii noiembrie, vei fi invitată la un fel de evenimente de familie. Sănătatea. În noiembrie, berbecului se poate reduce imunitatea. Cu un grad ridicat de probabilitate, vei lua un fel de virus neplăcut. Stelele nu ți recomandă să încerci să te tratezi singură sau să duci boala pe picioare, altfel vei avea complicații. În timpul călătoriilor lungi, ai grijă la răniri, șoferii trebuie să fie deosebit de atenți. Mai aproape de iarnă, pe fundalul tulburător poate scădea vederea. În general, ia în considerare să faci sport și să începi să-ți tonifiezi corpul. Asigură-te că ai vitamina D în perioadele de soare inactiv. Dacă ai planificat o vizită la o cosmeticiană, atunci a treia decadă va fi cel mai bun moment. Orice experimente cu imaginea se vor încheia cu succes. O garderobă actualizată sau o schimbare radicală a coafurii te vor ajuta să te simți mai încrezătoare, iar toată lumea din jurul tău va observa. Banii. Berbecul sincer și deschis ar trebui să se ferească de intrigi ale colegilor vorbăreți și invidioși. Nu le oferi bârfitorilor un motiv pentru a minimiza vorbele pe la spate. În noiembrie, există o mare probabilitate de a încheia un contract profitabil, care va fi cheia viitorului tău fericit. Dar să nu te aștepți la rezultate rapide, primești primele fructe numai devreme de o lună. Noiembrie este favorabilă pentru afaceri pe termen lung care vizează rezultate în timp. În probleme de finanțe, contactează oameni cunoscători. Dacă te confrunți cu o alegere dificilă, atunci o contribuție importantă o vor aduce rudele sau prietenii care te vor ajuta în momentele dificile. Atenție la obligații, credite și împrumuturi. Acum este mai bine să economisești mai mult și să nu spargi portofelul pe cumpărături spontane. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!